A devenit deja o tradiție ca evenimentele organizate la Muzeul Municipal Câmpul Lung să depășească nivelul convenționalului, spre beneficiul direct al tuturor celor care își deschid sufletul și rațiunea pentru a privi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Astfel, seara de 24 ianuarie i-a surprins într-un mod unic pe musafirii veniți la un veritabil performance, în cadrul căruia au fost îmbinate cu eleganță arta plastică și muzica. În premieră au fost expuse la Câmpul Lung lucrările artistului și expertului în arte vizuale, Marius Burhan, care a propus publicului o radiografie prin culoare și emoție a societății noastre, privită prin prisma creațiilor din percepțiile umanității. Directorul Muzeului Municipal Câmpul Lung, Alexandru Oprea, a avut cuvântul de bun venit. La primul eveniment al Muzeului Municipal pe acest an, toată ziua am auzit despre unire și despre mica unire. Noi am încercat să vă propunem o altfel de unire, o unire a artelor la Muzeul Municipal Câmpul Lung și știu că pe mulți dintre noastre poate i-a surprins că un concert de muzică clasică și o expoziție de artă contemporană. Nu orice expoziție de artă contemporană, o artă militantă, dar asta o să-l lăsăm pe Marius să vă povestească. Vreau doar să subliniem, noi ca instituție muzeală, să subliniem faptul că muzeul nu este acel spațiu învechit și prăfuit și plin de vestigii arheologice, găsite pe bulevard sau nu, cum unii tot povestesc despre acest lucru, ci este un loc și al modernității, nu doar al tradiției și al istoriei. Apoi, Alexandru Oprea l-a invitat în fața publicului pe autorul lucrărilor din cadrul expoziției, Marius Burhan, al cărui tată s-a născut în Comuna Hârtiești, județul Argeș. Artistul și expertul în arte vizuale a pornit de la ideea unei expoziții pe mai multe planuri. A vizat mai multe proiecte, epoci și emoții ale umanității de pe scena vieții, o trăire presărată direct sau indirect cu elemente specifice sferei teoretice de popular culture, de trecut și contemporaneitate, într-un mod original, capabil să genereze întrebări sub forma unei construcții în construcție. Idei de actualitate, plecând de la mai multe straturi de înțelegere ale artei sau artei în general, ea face parte din mai multe proiecte pe care le-am dezvoltat în mai multe muzee naționale din țară. Plecând de la geografiile violenței, lumea întreagă e o scenă, la umanitatea văzută dintr-o perspectivă, hai să spunem, de limită. Relația dintre trecut, plecând de la imagini iconografice sau clasice din Renașterea italiană, în cazul respectiv imagini din zona lui Caravaggio, sunt trecute exclusiv prin straturi de civilizație până în contemporanitate. Vedem imagini din zona bătăliilor politice din diverse spații culturale, vedem imagini din diferite contexte ale lumii contemporane, vedem conflicte care s-au întâmplat în decursul anilor, deci sunt strate suprapuse de istorie și de civilizație. Cred că aici locația istorică spune cuvântul, iar lucrările pot să se demonstreze încă o dată raportul al ceea ce se întâmplă și ceea ce se va întâmpla, adică relația dintre prezent, trecut și probabil viitor. Vom avea câteva exemple ale trăirii imediate ale perspectivei culturale și în același motiv vom vedea și câteva prezențe care ne sunt familiare chiar în timpul nostru, chiar în zilele pe care le traversăm. Cred că fiecare imagine, fiecare lucrare poate să vă genereze o întrebare sau poate să vă pună câteva întrebări. Ce înseamnă prima imagine, sau mai bine zis, primul impact și ce înseamnă imaginea ascunsă în spatele celorlalte imagini. Deci este o imagine în imagine, o construcție în construcția unei compoziții care își dezvăluie, să zicem, tainele citind-o de mai multe ori. Născut în Vâlcele, în județul Olt, dar stabilit în București, Marius Burhan este doctor în arte plastice și decorative. A obținut 2 burse postdoctorale, iar în palmares are numeroase expoziții personale și de grup în țară și peste hotare. Este de peste un deceniu membru titular la Uniunea Artiștilor Plastice
plastici din România și o perioadă a fost profesor de arte vizuale la Liceul de Artă Nicolae Tonița din București. Se cuvine să menționăm și o surpriză plăcută în cadrul expoziției de la Câmpul Lung pentru Marius Burhan, datorită faptului că, în public, s-a aflat și o rudă apropiată din hârtiește artistului, colegul nostru Bogdan Burhan, de la Departamentul Sport, Mușcel TV.